Bun venit la o nouă lecție de matematică. Determinați area triunghiului ABC știind că AB egal cu 4 și măsura unghiului A este de pi pe 6. Mai întâi de toate vom aplica formula. Ne-a mai rămas ceva de... Deci AB egal cu 4 și, bineînțeles, AC egal cu 6. Vreau să scriu formula, ținând cont că aici avem măsura unghiului A este pi pe 6, adică 180 pe 6 este egal cu 30 de grade. Deci înseamnă că vom avea, în cadrul acestei formule, următoarea formă. Area triunghiului ABC este egal cu, linie de fracție, cateta 1 ori cateta 2 ori sin de A mare supra 2. Egal mai departe cu sin de 30 de grade este egal cu 1 pe 2. Și vom avea 6 ori 4 ori 1 pe 2 supra 2 este egal cu 6 ori 4 pe 2 supra 2 este egal mai departe cu 6 ori 2 supra 2 este egal mai departe cu 12 supra 2 care este egal cu 6. Deci, în consecință, area triunghiului ABC este egal cu 6. Revin cu informația să determinăm area triunghiului ABC, acesta fiind un triunghi dreptunghic ascuțit, AB egal cu 4 și AC egal cu 6. Aceasta este formula atașată triunghiului dreptunghic când se cunoaște un unghi. Și rezultatul dorit este 6. Pe curând, mult succes!